făcut ca alții inițiative legislative doar pentru numărul lor, cred că aveam acum vreo 200, cum faceți mulți dintre voi. Vă referiți la Ziua Culturii Naționale. Ați decretat-o de 15 ianuarie, Ziua Marelui Eminescu. Știți că Eminescu nu prea mai este citit? Anul trecut, vă spun și cum am fost nevoită să fac această inițiativă, anul trecut, pe 15 iunie, m-am deplasat la Iași, la evenimentele organizate acolo. M-am trezit cu o absență la Senat, care nu mi-a fost niciodată anulată și mi s-a spus așa: dacă vrei să nu ai absență, fă inițiativă legislativă să fie Ziua Națională Eminescu și atunci o să poți să te duci oficial. Până atunci trebuia să fii în Parlament, nu la Eminescu, la Iași. O colegă, doamnă senator. Da, este nevoie, pentru că ați acoperit 15 ianuarie, ziua lui Eminescu, de Ziua Culturii. Ori Eminescu, care este un geniu recunoscut la nivel mondial, poetul care este în Guinness Book pentru cel mai lung poem de dragoste din lume, Luceafărul. Un, nu numai poet, un scriitor, un jurnalist, un politician, un gânditor, un filozof nepereche. Să nu mai fie sărbătorit, iar Institutul Elie Wiesel să solicite să fie scos din analele istorice și ale culturii, pentru că a scris cândva chestiunea evreiască. Să faci antisemit pe Eminescu este inacceptabil. Ori dacă vrem să ne revenim ca nație, este obligator ca numele de Eminescu să se pronunțe în fiecare zi, în fiecare școală, în fiecare clasă, de fiecare om. Pentru că Eminescu este însăși cultura, este însăși esența neamului nostru românesc. Cum puteți să spuneți că este inacceptabil să mai apară o astfel de inițiativă când votați toate prostiile, ziua balonului rotund, ziua balonului oval, ziua tuturor proștilor planetei pe care nici nu-i știm în România, cu tot respectul, iar pe al lui Eminescu suntem supărați că îi dedicăm o zi. Știți ce se comemorea, de ce se sărbătoresc sfinții? De zilele morților, pentru că trec în eternitate unindu-se cu divinitatea. Sfinții, Eminescu este Sfântul României, iar dumneavoastră dați raport de respingere. Sunteți antiromâni dacă veți vota împotriva acestei inițiative. Mulțumesc frumos!